Salutare, prieteni! Bun venit din nou la canalul meu de YouTube, Mvers. Astăzi suntem deja la episodul cu numărul 7 din cariera noastră cu FCSB. Dați un like, scrieți un comentariu, dați un subscribe și fiți alături de mine pentru a ajunge la cel mai înalt nivel cu această echipă minunată, FCSB. Susțineți-mă în drumul meu spre glorie. Astăzi avem meciuri foarte interesante, foarte frumoase. Uitați-vă și clasamentul: Rapid București pe prima poziție cu 40 de puncte. Noi suntem în spate cu 7 puncte, dar și cu un meci în minus. Universitatea Craiova e pe 3, a lui Rotaru, Voluntari pe 4, Craiova lui Mititelu pe 5, Petrolul pe 6 și CFR Cluj este în apropiere și ea de play-off, se bate acolo la play-off. Avem derby astăzi cu Dinamo București, rivala noastră de moarte este pe locul 15, noi suntem pe poziția a doua, după cum v-am spus, dar în derby, după cum știm, nu contează poziția în clasament, mai puțin contează poziția în clasament, contează dăruința și dorința echipei de a bate în derby. Și mergem pe Arcul de Triunf să jucăm meciul de referință cu Dinamo București. Un meci tare. Vedem Dinamo București nu este într-o situație tocmai bună și sperăm să și noi să o batem în această seară, deoarece ei sunt foarte răniți și o să dea totul pe teren împotriva noastră. Ei încep cu Golubovici în poartă, Homao, Ricardo, Costin și Ugur. Turcul Ugur adus acum de Dinamo. Și la mijloc încep cu Velkovski, Benai, Ilici și în atacă cu Milanov, Abdallah și Bordușanu. O echipă tare au Dinamo. Vedem și noi ce ne-a pregătit Anvers. Anvers astăzi a hotărât să joace cu echipa a doua. Iată, o să joace cu Vlad în poartă, Daua, Sanderson, Radunovic, Pantea pe linia de fund, Olaru, Alexandru, Noiere la mijloc, Politic, Luis Felipe și Octavian Popescu în atac. Noiere și Politic joacă împotriva fostei echipe. Și să-i dăm drumul, mergem, uitați-vă pe Arcul de Triunf. Un meci cât o finală, un meci interesant, mereu prin prisma mizei acestui derby pentru suporterii noștri, iată suporterii lui Dinamo București, după cum știm și ei au o bază de suporteri destul de mare și orgolioși, așa că ne așteaptă un meci dificil. Iată, Anvers a decis să dea șanse și jucătorilor care prind mai puține minute, indiferent de miza jocului. Vedem cum se vor descurca ei. Iată, Bordușanu, bine, bună pasă, Bordușanu. Radunovic joacă cu Tavi Popescu. Tavi Popescu pasă bună pentru Politic. Politic se descurcă, Politic acolo. Și Denis Politic, un șut impresionant și va fi lovitură de colț. Denis Politic. Acum Olaru se pregătește cu centrarea. Darius Olaru, centrare și Daua se lupta acolo.
Iată, Costin joacă cu Ilici. Acum, da, pare rău, Sanderson întârzie această deposedare și vede cartonașul galben de Alexandrov. Politic, pas până la Tavi Popescu. Tavi intră în apropierea careului mic și șutează, dar departe de țintă, departe a țintit vinclu, dar a dat-o în afară Octavian Popescu sau George, cum îi spune patronul, l-a botezat George. Iată, Noiere pasă până la Politic, din nou Golubovic este pe direcția șutului, este poziționat perfect. În acest început de meci suntem pe ei și iată Denis Politic are șansa meciului. Denis Politic a dat pe lângă lui, îl deposedează pe Abdalah Radunovic, impresionant. Acum Tavi Popescu spre Denis Politic. Denis Politic cu șutul său. Denis Politic a avut ceva ocazie în această repriză, dar portarul Golubovic mereu a fost acolo. Acum Daua ne-a obișnuit cu aceste lovituri de cap. Olaru, Anderson din nou spre Olaru. Acum Denis Politic, o bicicletă frumoasă și până la Luis Felipe, o pasă spre Edi Noiere, marchează în poarta fostei echipe și refuză să serbeze acest gol. Edi Noiere cu un șut la colțul lung. Golubovic nu a mai avut replică la această fază. Edi Noiere s-a demarcat superb și a rezolvat această ocazie. Iată, Anvers este foarte și foarte mulțumit de atitudinea și atacurile echipei sale. Acum Ilicic. Din nou Edi Noiere. Brazilianul Luis Felipe și arată finețe și tehnica până la Denis Politic. Marchează și Denis Politic în poarta fostei echipe și îl vedem pe el, este un pic mai arogant, nu refuză să se serbeze, chiar sărbătorește printr-un mod ucigător, arată cum ar fi lovind cu o lovitură la golf. Și iată o repriză frumoasă aici pe Arcul de Triumf, două goluri de la foștii săi jucători, Denis Politic și Edi Noiere, o distruge pe Dinamo doar în două minute. Radunovic, o lansare spre Tavi. Tavi Popescu a fost offside, a așteptat să îi se spună în cască. Mai bine spus, să îi se confirme că a fost offside. Și Radunovic este foarte activ, iată-l și Tavi Popescu. Tavi! Îl întoarce pe fundaș și marchează la colțul lung printr-un șut demențial. Tavi Popescu jucând pe poziția sa preferată și arată încă o dată calitatea și tehnica de care a fost lăudat mereu de toți analiștii noștri din țară. Toți au remarcat că Tavi are un potențial cel puțin imens. Radunovic a făcut un meci superb, la fel ca și Tavi Popescu. Uitați-vă ce viteză! Tavi Popescu a lovit cu piciorul mai slab,
cu piciorul stâng și mingea pleacă destul de departe de cadrul porții. Iată, 6 la 0 la șuturi. Suntem peste ei la toate capitolele. Dinamo ne este inferioară, dar aici Vlad foarte bine salvează. A scăpat jucătorul lui Dinamo, 1-1 cu el și Vlad salvează. Iată, Abdallah iese de pe teren, a făcut un meci destul de modest. Greg lovește nu prea bine această minge. Iată, Radunovic, Tavi Popescu. Tavi lansează pe Radunovic, Radunovic spre Darius. Darius Olaru, centrare pentru Denis. Denis mai departe la Luis Felipe. Luis Felipe avea timp să-și așeze această minge mai bine, dar a dat din prima, s-a grăbit și este doar lovitură de la colț. Darius Olaru! Acum câștigă jucătorii de la Dinamo, vedem Edinu Ere și Tavi Popescu. Tavi Popescu face ce vrea el acolo pe flangul stâng până la Darius. Și Darius Olaru un pic peste bara transversală. Darius Olaru, un șut care a trecut peste bara transversală. Golubovici degajează acest balon, ajunge bine Darius Olaru, până la urmă ia mingea. Daua! Iată, jucătorii de la Dinamo încearcă o construcție, dar vedem că până ce nu le reușește nimic. Anderson bine la blocaj. Edinu Ere. Acum Vlad, din nou Vlad. Sunt mulțumit de Vlad și sunt bucuros că l-am convins pe patron să-i mai dăm șanse de când în când. Luis Felipe foarte bine și Tavi Popescu. Tavi joacă cu Daua. Daua spre Pantea. Și Pantea, din nou Tavi Popescu. Tavi trece bine, centrare spre Denis, dar fundașul celor de la Dinamo se descurcă. Golubovici joacă riscant această minge. Vedem cine câștigă, Edinu Ere și Luis Felipe. Luis Felipe cu un șut violent, dar Golubovici apără acest șut. Iată, joacă scurt Tavi, bine acolo pentru Luis Felipe. Și se încheie acest meci, un scor categoric de 0 la 3 aici pe Arcul de Triunf. Iată, fanii sunt cei mai fericiți când vine vorba de derby, mai ales derby-ul cu Dinamo București. Fanii celor de la Dinamo oricum îi susțin chiar și în această situație, indiferent de situație. Ne aducem aminte, ei și în Liga 2 a fost lângă echipă, așa este și corect, așa și trebuie. Și se încheie acest meci 0 la 3, iată, Edinu Ere, Octavian Popescu și Denis Politic rezolvă acest meci. Vedem și jucătorii merg la vestiare, își strâng și jurnaliștii și plec și ei de pe teren. Vedem următorul meci, ne așteaptă un meci mai dificil. Avem meci cu locul 9,
Iată, vine și o ofertă de la echipa lui Leo Messi. Leo Messi îl propune pe Ștefan Târnovanu, dar nu acceptăm. Este un jucător prea important pentru noi, Ștefan Târnovanu, așa că îl ținem cât putem, pentru că vrem să mergem acolo unde ne este locul în Champions League. Iată, vedem că din nou suntem aproape de Rapid, suntem la 4 puncte și avem meci direct cu echipa lui Nașul, patronului nostru, echipa lui Regiului. Și vedem că un jucător foarte important din echipa lor lipsește, Luis Munteanu. Le lipsește acest jucător foarte și foarte bun, Luis Munteanu. Ei o să înceapă în poartă cu Buzduchi, Larie, Popescu, Sârbu și Chichi pe linia de fund, Deaconu, Băluță, Grameni la mijloc și Sobov, Rivaldiniu și Grigorean în atac. Iată, elevii lui Gică Hagi au pierdut ultimul meci, dar mai au și două victorii înainte. Stau ok, sunt acolo la mijlocul clasamentului. Noi o să începem cu echipa noastră tradițională, primul 11, Târnovanu, Daua, Chiricheș, Radunovici, Pantea, triunghiul Bermudelor, cum îi spun la acești trei magnifici de la mijloc, Olaru, Șut, Alhasan. De ce zic triunghiul Bermudelor? Pentru că când nimerește mingea acolo în triunghiul lor, pur și simplu despare. Ei sunt niște magicieni. Și în atac, bijuteriile noastre, Coman, Balotelli și Băluță, excepționale acești jucători. O să mergem în Ghencea, vine regele pentru acest meci important. Să vedem ce iese din acest meci interesant. Pe Ghencea o să fie o nebunie, o să avem stadionul full. Au fost sold out la această partidă. Totul este pregătit pentru lovitura de start și iată, începe meciul aici pe Ghencea. Uitați-vă ce fani minunați avem în frunte cu Gheorghe Mustață, șeful Galeriei Nord. Suntem o familie și iată, Chiricheș face un hands. La prim atac al farului, Chiricheș e hands. Din camera VAR i s-a spus arbitrului să acorde lovitura de pedeapsă. Și iată, se pregătește Deaconu care lovește pe centru. Târnovanu a plecat pe direcția greșită și Deaconu deschide scorul destul de rapid. Sunt în avantaj încă din minutul 3 acestei partide. Sfeșnic este arbitrul din această întâlnire. Sperăm să arbitreze corect. Iată, Florinel Coman, Florinel, VIP-ul campionatului. Florinel se descurcă bine și egalează la următoarea atacă. Florinel Coman pur și simplu egalează și sărbătorește cu fanii noștri. Uitați-vă, Florinel este ucigător pe partea stângă. Pur și simplu nu ai ce să-i faci când scapă Florinel Coman, când are piciorul drept și unghiul său preferat din stânga, nu mai ai ce-i face. Este ucigător din așa poziție.
Acum gramenii, un meci destul de aprins, cu un ritm foarte și foarte ridicat, tensionat. Vedem deja este 1 la 1 minutul 10. Sârbu, centrare, Daua bine, se descurcă. Acum Băluță spre Mario, Mario către Florinel. Îl vedem pe Florinel, din nou Florinel este deposedat de această varu, până la urmă îl deposedează din nou Florinel și Mario Balotelli către Darius, Darius către Florinel, din nou Laru și iată Mario ce bine se întoarce, lovește la colțul lung, dar de pe lângă poartă din nefericire și este degajare din 6 metri. Solaru, Florinel Coman, îl vedem pe Mario Balotelli cum se demarcă ca un adevărat atacant. Mario Balotelli, Sârbu, Dariu Solaru, Florinel Coman, din nou cu Olaru, Olaru cu șut. Mario Balotelli, ce bine către Florinel Coman! Și iată Florinel cu un șut extraordinar la colțul scurt. Buzduc era pe direcția șutului. Kiki. Kiki până la zbov. Foarte bine pe flangul stâng construiește echipa Regelui. Și iată Ronaldo Diaconu. Mi s-a părut în afara jocului, dar iată arbitru dictează gol, arată către centrul terenului și iată ne vedem din nou conduși, din nou au jucat-o bine cei de la Farul prin posesia lor și Grigorean finalizează cu un șut bun. Și îl vedem pe Mario, încearcă de unul singur să care echipa în spate, însă nu iese. Acum din nou Sârbu. Sârbu pe partea dreaptă. Uitați-vă ce bine Ștefan Târnovanu apără. Suntem într-o situație nu tocmai plăcută. Radunovic, urcă Radunovic, pasă către Florinel. Florinel Coman, Mario Balotelli, Darius Olaru, Balotelli, Coman. Și Florinel Coman, gol, 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 gol. Din nou marchează briliantul nostru Florinel Coman. Mbappé de România marchează și aruncă toată tribuna în aer. Uitați-vă ce fac fanii noștri pe Ghencea. O fază tiki-taka Barcelona, pur și simplu au jucat-o demențial aici elevii mei. S-au descurcat ca la antrenamente. Și vedem scorul de 2 la 2 ne arată calitatea și ritmul jocului cât de ridicat este. Prima repriză deja 4 goluri s-au marcat, câte 2 de ambele echipe. Și iată, se joacă pe contri, se joacă frumos, posesie bună, Adrian șut, dar Veșnic fluier încheierea primei reprize. Vedem jucătorii pleacă la vestiare. Băluță vorbește ceva cu Grigorean, au ceva de împărțit. Vedem și analiștii de la Digi aici comentează după această primă repriză tensionată, dar și frumoasă și calitativă. Abia aștept să înceapă cea de-a doua repriză. Iată, totul e pregătit. Sveșnic dă fluierul de start pentru cea de-a doua repriză și tribunele sunt în așteptare ce se va întâmpla mai departe. Adrian șut către Băluță.
Băluță întoarce acolo, Mario Balotelli, o bicicletă. A încercat o centrare, dar nu era nimeni. Rivaldinho, cât de mare a fost tatăl său, tatălui Rivaldinho, Rivaldo, pe timpul său când juca la Barcelona, era demențial. Acum Grigorean, se întoarce bine Grigorean, Radunovic. Se luptă acolo și ce șut la colțul lung a avut Băluță, ce șut a avut la colțul lung. Și acum Florinel către Dariu Solaru trece bine capitanul nostru, pasează către Mario Balotelli, se duce către fanii noștri, se ridică acolo în fața lor și Olaru, Coman. Banii noștri sunt pur și simplu hipnotizați de jocul nostru combinativ și frumos, plăcut ochiului. Uitați-vă ce frumos jucăm la acest atac. Am întors scorul, am fost conduși de 2 ori, dar la moment noi conducem cu 3-2, farul cedează, dar încă nu este nimic terminat. Trebuie să menținem acest scor. Iată, Kirikeș, acum Ștefan Târnovanu, aproape către Kirikeș, șut Dariu Solaru, din nou Coman către Olaru și Olaru Balotelli. Acum Florinel trece foarte bine, Florinel la colțul lung și o dă peste transversală, din păcate, Florinel. Vedem încă o schimbare, Rivaldinho și va intra veteranul Budescu, încearcă către Florinel. Și iată, Constantin Budescu. Budescu! Ce șut are Budescu aici? Pleacă mingea milimetri de vinclu. Farul în aceste clipe ne presează. Sunt cu toată echipa în jumătatea noastră. Noi încercăm să avem posesia mai bună. Kirikeș, șut. Șut către Alhasan. Alhasan îl întoarce acolo pe jucătorul farului. Radunovici câștigă această minge. Kirikeș, șut. Kirikeș din nou. Alhasan. Dava cu Alhasan. Alhasan încearcă o pasă către Balotelli. Nu i-a ieșit lui Alhasan de data aceasta. Dava. O centrare bună, Balotelli, și iată se termină acest meci, câștigăm la limită, însă o facem 3-2. Fanii noștri când sunt aproape de noi, suntem de neoprit. VIP-ul Florinel Coman astăzi face un meci memorabil, un meci de neuitat cu o dublă în fața echipei care l-a crescut de mic copil, dar el își face datoria și arată încă o dată că este cel mai valoros jucător de la moment din Superliga noastră și iată, marchează de 2 ori, Balotelli o face o dată și se termină, se încheie această partidă 3-2. Iată, vedem Florinel Coman din nou desemnat jucătorul meciului 3-2. Și să sperăm că Rapid București s-a încurcat în meciul lor. Iată, o să avem meci direct cu Rapid București. Ei încă nu au jucat meciul, etapa aceasta. Vedem acum.
Vedem și clasamentul. Au jucat și au pierdut meciul lor și vom avea meci direct care va decide poziția 1 și poziția 2. Dacă îi batem în meci direct, trecem pe prima poziție, chiar și la un egal trecem pe prima poziție, deoarece golaverajul este mai bun. Și să sperăm că o să facem un meci de neuitat cu Rapidul, chiar în Giuliești la ei acasă, trebuie să-i batem și o să facem tot posibilul să-i batem pe Rapid București. Dacă ați văzut acest episod 7, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Dați clopoțelul pentru a fi primii care văd derbiul cu Rapid București și deciderea locului 1 în clasament. Scrieți un comentariu, dați un like, fiți aproape de canalul meu pentru a crește, pentru a fi mai buni. Doar împreună putem să o facem. Vă doresc tot binele din lume. Pa, pa!